Salutare tuturor! Astăzi am un tutorial pentru voi cum să obțineți acest look bronzat de vară, dar într-un mod foarte natural. Ideea este că eu am mai filmat acest clip și, ca să vedeți, microfonul nu era pornit, pentru că indiferent de câtă experiență ai în filmmaking, în vlogging, în YouTube, se întâmplă să mai pățești și lucruri de genul. Dar facem acest intro și înainte de a vă arăta ce am filmat înainte fără sunet și de a vedea exact tutorialul, vreau să vă vorbesc despre produs, să vă explic exact ce am făcut, cum am făcut, ca să înțelegeți mai bine și apoi vă arăt tutorialul. În primul rând, pentru a obține un look bronzat, aseară am aplicat Vita Liberata, am aplicat această spumă, este un autobronzant, spumă autobronzantă, Vita Liberata. Îmi place foarte mult, știți că folosesc acest autobronzant de foarte, foarte, foarte mult timp și acum, de când am început să mă interesez mai mult pe zona asta de produse, să fiu atentă la ce conțin produsele, dacă sunt sau nu vegane, am fost foarte fericită să aflu că acest produs este toxin free, organic botanicals, are peste 70% din ingrediente sunt organice și este 100% clean. Și m-am bucurat tare mult să aflu acest lucru. Așa că am aplicat aseară, înainte de culcare, pe tot corpul, inclusiv pe față. M-am culcat și de dimineață am făcut un duș și am îndepărtat surplusul de autobronzant. Am obținut această culoare destul de închisă. Eu am aici nuanța dark. Pe ea zice că ține până la 2-3 săptămâni bronzul și, într-adevăr, este un autobronzant care ține foarte mult timp față de alte autobronzante și de aceea îmi și place Vita Liberata atât de mult. Practic, a doua zi când ne trezim bronzați, începem machiajul, ca să zic așa, și de fapt look-ul acesta întreg. Autobronzantul este cumva o pregătire a corpului și a tenului pentru acest look. Primul produs pe care l-am aplicat este acest Tinted Moisturizer de la Origins Ginseng cu SPF 40. Este un tinted moisturizer care se adaptează culorii voastre de ten. Vreau să vă arăt și faptul că când iese, are această nuanță albicioasă, iar apoi, ca să vă arăt exact și cum funcționează produsul, iar apoi pur și simplu se adaptează culorii, durează puțin și trebuie să lăsați puțin și să-l masați, dar dacă vedeți, aici s-a adaptat culorii pielii și aici nu. Bine, aici este și un strat mai gros și evident, trebuie masat, trebuie încălzit, uitați. Vedeți? Are puțină culoare, are o acoperire, vă dați seama, extrem de ușoară, dar uniformizează destul de bine nuanța tenului. Evident că vom mai vedea și imperfecțiuni pe piele, mai ales dacă avem. Tocmai de aceea eu am aplicat și am ales să aplic și un corector. Am folosit Lancome Tint Idol Ultra Wear în nuanța 220 Buff. L-am folosit pe micile imperfecțiuni ale pielii și de asemenea l-am folosit și în zona cearcănelor. Am ales să-l folosesc în zona cearcănelor și n-am ales să folosesc o nuanță puțin mai deschisă pentru că mi se pare că atunci când avem un look bronzat, vrem să fie cât mai natural și în momentul în care avem un ten natural pe care am aplicat un tinted moisturizer și încercăm să nu încărcăm tenul, dacă venim cu ceva foarte, foarte deschis, nu arată natural. Și atunci când eu încerc să fiu cât mai bronzată și să obțin acel look de plajă, aleg să folosesc un corector în nuanța pielii mele. După ce am aplicat corectorul, este foarte important să fixăm corectorul și în cazul meu, pentru că am și un ten gras, este important să fixez și tinted moisturizerul și ceea ce am pe față. Și de aceea am ales această pudră de la Lancome. Este Long Time No Shine. Știți că îmi place foarte mult și mi se pare o pudră foarte fină, care matifiază suficient de bine, dar nu încarcă și nu schimbă textura feței, ca să zic așa, nu-ți dă acel look prăfuit, nu schimbă nuanța fondului de ten sau a corectorului sau a tinted moisturizer în cazul acesta. Așa că aplic pe toată fața pentru a matifia foarte bine și pentru a fixa corectorul. Ceea ce îmi place foarte mult este că, deși am matifiat, totuși rămâne un glow pe față, adică pielea totuși lucește într-un anume fel, ceea ce îmi place foarte mult. Urmează să ne jucăm cu paleta de la NARS, aceasta Hot Nights.
Mi se pare o paletă foarte potrivită pentru zona aceasta de look bronzat, de un smoky eye de vară și are toate nuanțele de care avem nevoie. Dacă nu ați văzut review-ul la această paletă, am să vă las un link în descriere. Acolo am realizat un look mai natural când am încercat-o pentru prima dată pentru a vedea dacă este o paletă potrivită și pentru de zi cu zi. Dar mie mi se pare că această paletă performează cel mai bine în această situație, ca să zic așa, acest look, cum să-i zic, de vară, bronzat, ușor de seară, smoky, cald, care să-ți scoată tenul în evidență, ochii în evidență și să-ți dea acel ceva, așa un pic de sexiness în zona ochilor. Așa că aplicăm bronzer, iar bronzerul îl folosesc și pe post de blush. Nu vom folosi blush în acest tutorial, ci pur și simplu am folosit bronzerul pe post de blush, pentru că în momentul în care faci chestia asta, bine, acest bronzer nici nu este o nuanță foarte, foarte închisă, ceea ce îmi permite chestia asta, să-l folosesc și în zona blush-ului, în momentul acesta, practic, pari și mai bronzată și mai glowy, ca să zic așa, și în momentul în care adăugăm și highlighterul în zonele înalte ale feței, obținem acel glow bronzat. Pentru zona ochilor am folosit nuanța cea mai închisă, foarte aproape de zona genelor, apoi am estompat folosind nuanța aceasta mai roșiatică de aici. Și apoi cu o pensulă curată am estompat totul foarte bine către sprânceană folosind nuanța aceasta medie. În acest look este extrem de important să estompați totul foarte bine și să-i dați așa acel look ușor smoky. Practic să se piardă și să se topească culorile în piele spre sprânceană. Apoi pe dedesubt, pe pleapa inferioară, am folosit din nou nuanța închisă pe care am estompat-o destul de jos, am coborât destul de jos cu această culoare, estompând cu nuanța roșiatică pentru a încălzi privirea, a îndulci privirea și a obține acel look așa foarte smoky. Am aplicat sub sprânceană din nou acel highlighter din paletă pentru a obține acel super glow și de asemenea l-am aplicat și în colțul interior. Evident, pe gene mascara, atât pe genele superioare cât și pe cele inferioare. Și pentru buze port un produs de la Nude Stix, care mi se pare că vine într-o cutiuță absolut superbă. În cutiuța aceasta vine și cutiuța are și oglindă, ceea ce mi se pare foarte tare pentru că poți să iei și să folosești această cutiuță și în geantă dacă ai nevoie, îți ții produsele în ea și apoi când te machiezi sau când îți aplici produsul de buze, bine, în timp cred că o să se deschide un pic mai ușor, poți să folosești oglinda, adică este o oglindă generoasă. Îmi place chestia asta. Și acest gloss, să știți că are un gust ușor mentolat, nu este lip plumper, pe el scrie lip glaze. Is a moisturizing lip oil with a non-sticky shine infused with with lip plumping peptides, hydrating shea, cocoa and avocado butters. Ideea este că într-adevăr are așa puțin o senzație mentolată, dar nu exagerată. De obicei lip plumperele sunt cam simți că ți-a foc buza. Bine, nu este ceva ce nu poți să suporți chiar și la acele produse, dar acesta este și mai subtil. Și îmi place pentru că vedeți, are un gloss așa și un shine foarte drăguț și foarte natural, deși are pigment în el, adică este un produs pigmentat, dar arată super bine, este foarte comod, într-adevăr nu este deloc lipicios, după cum puteți vedea. Iar gustul acesta mentolat mie personal îmi place foarte mult, nuanța este Nude 04. Următorul pas este să ne facem părul, pentru că vrem să avem și un păr frumos atunci când obținem look-ul acesta de beach waves. Și ceea ce am făcut a fost să folosesc acest ondulator, este GHD Curve. Modelul este CLT262, asta scrie pe el. Este de la GHD. Eu când l-am văzut pe Look Fantastic am ales GHD pentru că știu de la Sorin că și el folosește GHD pe zona de ondulatoare și îi plac foarte mult. Așa că de aceea l-am ales și eu. Când se pornește are un buton, bipăie, apoi pâlpâie acest buton și în momentul în care s-a încălzit, și să știți că se încălzește foarte repede, nu mai pâlpâie luminița de aici. Și când îl închideți, bipăie din nou.
Ideea și secretul acestui look este să luați șuvițe destul de mari pe care apoi să le ondulați departe de față. După cum puteți vedea, toate șuvițele mele pleacă departe de față. Faceți chestia asta în tot părul și trebuie să țineți minte atunci când vă ondulați părul. Cu cât luați șuvițe mai mari și mai groase, cu atât look-ul este mai de waves. Cu cât luați șuvițe mai subțiri, cu atât buclele vor fi mai strânse și părul arată mai spre creț buclat. Evident, contează foarte mult și mărimea ondulatorului. Acesta este un ondulator mediu, ca să zic așa, ca și mărime. Cu el puteți obține atât aceste waves, cât și un look mai retro. De aceea îmi place, pentru că poate fi un ondulator destul de versatil și îmi place chestia asta, dar mie personal îmi place de obicei să merg către acest look mai wavy. Așa că ne ondulăm părul, absolut tot părul. Când ajungem la partea de top, este extrem de important să țineți minte că se ondulează de la nivelul sprâncenelor în jos. Niciodată nu ondulăm aproape de rădăcină, pentru că după aceea va arăta puțin mai ciudat. Și dacă vrem acest efect de waves, trebuie să ondulăm de la sprânceană în jos părul. Așa că partea de sus doar o îndreptăm puțin cu ondulatorul dacă este nevoie. Dacă nu și avem părul drept în mod natural, pur și simplu ondulăm de la sprâncene, nivelul ochilor în jos. Asta se aplică indiferent dacă aveți păr lung, păr scurt, păr mediu și așa mai departe. Iar ultimul pas pentru păr este aplicarea acestui wave spray de la Way, cred că se pronunță brandul. Este un brand foarte popular în America pentru păr, este un brand foarte bun pentru păr, are într-adevăr niște spray-uri de texturizare senzaționale, are niște spray-uri de volum senzaționale și la fel, când l-am văzut pe Look Fantastic, mi s-a părut foarte tare și am zis că trebuie să-l încerc și să văd dacă reușește să depășească celelalte spray-uri pe care eu le am. Știți foarte bine că mie îmi plac aceste spray-uri pentru texturizare, pentru bucle, care să îmi dea acest look de waves, am fost la plajă, m-a bătut vântul cu puțină sare în păr și părul meu arată incredibil. Și într-adevăr mi se pare că, uitați, dă foarte, foarte mult volum părului și arată foarte bine, îi dă un look așa ușor messy, dar în același timp nu simt că mi încarcă părul, ceea ce îmi place foarte mult. Și acesta este look-ul final. Sper că vă place, mie îmi place foarte mult și îmi place faptul că folosind un tinted moisturizer, folosind foarte puțin corector într-un strat subțire, puțină pudră, folosind așa niște nuanțe care să-mi scoată în evidență ochii, dar restul machiajului este extrem de natural. Mi se pare tare pentru că obțin un look care în continuare mi-arată pielea, în continuare arată foarte natural, dar totuși arăt bronzată și arăt aranjată. Puteți să purtați acest look, v-am zis, seara în oraș, la o plimbare, la o terasă, dacă sunteți la plajă și mergeți, nu știu, la o petrecere pe plajă. Bine, în perioada aceasta nu cred că sunt foarte multe petreceri, sau mă rog, poate niște petreceri în care grupurile stau mai îndepărtate. Poate vreți să mergeți la piscină, aveți o piscină și vă invitați 2-3 prieteni la piscină și atunci vreți totuși să aveți așa un look drăguț. Cred că este un look potrivit sau poate pur și simplu vreți într-o zi să aveți un look de parcă ați fost la mare și vreți acest look foarte bronzat, îl puteți folosi. Iar ultimul pas pentru acest look foarte bronzat și pentru corp este să aplicăm, dacă vreți, este un pas opțional, un ulei de corp cu sclipici. Acesta este de la NUX, este bun, el zice Face Body Hair. Eu personal l-aș aplica strict pe corp, uleiurile în păr cu sclipici mi se pare că încarcă puțin cam mult, pe față nu m-aș da, adică prefer să folosesc highlighter dacă vreau sau să pun un produs cu ceva efect de glow în fondul de ten sau în tinted moisturizer sau un primer mai glowy pe sub tinted moisturizer, dar nu m-aș da cu un ulei pe față, cel puțin eu având un ten gras. Dar pentru corp este genial și pur și simplu aplicați câteva picături în palmă și îl aplicați pe corp. Vă recomand să îl aplicați peste tot unde aveți piele expusă,
gât, decolteu, brațe, picioare, în așa fel încât să obțineți un look super, super bronzat. Iar dacă mergeți undeva la apus, să știți că aceste particule aurii vor sclipi și vă vor da așa un luciu și un glow atât de frumos pielii. Este nemaipomenit cât de frumos arată și ce-mi place este că totuși, în momentul în care îl ai aplicat pe mână pe timpul zilei, nu arată prea mult, pentru că sunt unele produse care parcă au prea mult sclipit și mi se pare un pic exagerat. Ei bine, acesta mi se pare că are cantitatea de sclipici perfectă pentru a fi bun și pe timpul zilei, dacă totuși vreți un glow pe timpul zilei și, nu știu, vreți voi să scoateți puțin bronzul în evidență, dar este foarte bun și pentru seară ca să vă dea acel ceva pielii și din nou să scoateți bronzul în evidență. Acesta a fost tutorialul, sper că v-a plăcut și dacă aveți orice fel de întrebare, vă rog frumos să-mi lăsați în comentarii și am să vă răspund. De asemenea, veți găsi link-uri către toate produsele, dacă sunteți curioși să știți mai multe despre ele sau să le încercați. Desigur, oricum, dacă aveți întrebări, sunt aici. Nu uitați să vă abonați la acest canal dacă nu ați făcut-o deja și desigur să mă urmăriți pe Instagram, Laura Mușuroaia, și ne vedem mâine cu un nou clip.